Bună ziua! Vă mulțumim mult pentru că ați dat curs invitației de astăzi și vă invităm să fiți atenți la tot ceea ce se va spune aici, pentru că este informație pe care o transmitem către toți cetățenii din Republica Moldova. Un fenomen care aduce mari prejudicii formării unui stat democratic și unei societăți culte trebuie din start stârpit. Tema conferinței de astăzi este: Partidul Politic Pace sesizează Procuratura Generală și solicită tragerea la răspundere a primilor 32 de cumetri nănași ai funcționarilor publici corupți care s-au vaccinat ilegal înaintea medicilor și persoanelor în etate. Dublele standarde folosite de Procuratura Generală în privința membrilor Pace și față de alte persoane pe care le vom face astăzi publice. Așa cum am zis, acest fenomen trebuie să fie stârpit. Cu toate căile posibile, cu toți actorii responsabili de luare de decizii implicați plenar. Altfel, vom tărăgăna încă 30 de ani de chin. Vom ajunge la o sărăcie lucidă și într-un final vom dispărea ca națiune. Mă întreb și vă întreb pe dumneavoastră, dragi cetățeni, dragi moldoveni, de ce se joacă unii cu destinele noastre? Cât vom mai tolera acest lucru? Partidul Pace a sesizat organele competente privind un fenomen care ne macină de ani de zile. Funcționari corupți și influențele acestora prin cumetrii săi și nănașii săi. Ei deja își construiesc un stat în stat. Haideți să-i oprim! Haideți să oprim acest fenomen. Auziți-ne, vă rugăm foarte mult. În continuare, invit la tribună pe Nadejda Tatarciuc, secretar general Pace, care va da citirii demersul adresat către trei instituții de stat. Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, stimată presă! Partidul Politic Pace sesizează Procuratura Generală, Ministerul Sănătății și Președinția Republicii Moldova. Citez următoarele. Prin prezentul demers, vă aducem la cunoștință faptul că există bănuială rezonabilă că o serie de persoane cu funcții de răspundere de conducere, din conducerea diferitor raioane ale țării, au comis abuzuri în centrele de vaccinare din Republica Moldova, și anume unele persoane în cadrul autorităților responsabile. Aceste persoane admit fapte ilicite contrare prevederilor Planului Național de Imunizare anti-COVID-19. Făptașii denaturează datele de înregistrare de vaccinare și în așa fel ca persoanele alte decât cele prevăzute în lista grupelor indicate în etapa 1 de procesul de vaccinare, care real necesită vaccinare, să fie vaccinate abuziv. În conformarea celor menționate mai sus, anexăm și un link cu înregistrarea audio a discuțiilor unde mai multe persoane din sfera de afaceri și funcționari de stat, inclusiv din cuvintele acestora și tinerii de 18 ani, nici de cum medici, s-au vaccinat contrar prevederilor Planului Național de Imunizare. O să vă rugăm să verificați datele. Considerăm faptele descrise mai sus ca fiind abuzive și ilegale, dar și discriminatorii față de medici, profesori, vârstnici, din care motive solicităm. 1. Examinarea prezentului demers. 2. Identificarea și atragerea la răspundere a persoanelor cu funcții de răspundere vinovate care au facilitat aceste ilegalități. 3. Solicităm audierea persoanelor vaccinate contrar prevederilor Planului Național de Imunizare. Când, în ce condiții și de cine au fost vaccinate, dar și facilitate pentru a primi vaccinul respectiv. 4. Solicităm răspuns dacă persoanelor vaccinate ilegal li se va permite să se vaccineze cu a doua doză de vaccin. 5. Dacă da, în ce condiții, gratis sau cu plată. 6. Considerăm echitabil și de datoria organelor de drept identificarea tuturor celor peste 688 de persoane care s-au vaccinat ilegal,
indicați în mai multe emisiuni televizate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Cerem cercetarea fiecărui caz în parte și atragerea la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, dar și identificarea unui mecanism legal prin care făptașilor, adică celor vaccinați contra prevederilor Planului Național de Imunizare, să li se aplice o amendă, ca de exemplu 100.000 de lei fiecare, iar acești bani să fie donați familiilor celor peste 5.493 cetățeni ai Republicii Moldova care au decedat din cauza COVID-19, conform datelor Ministerului Sănătății din 16 aprilie 2021. Rog să ne informați despre măsurile întreprinse și rezultatul măsurilor realizate aferent prezentului demers pe adresa Partidul Pace, @gmail.com sau prin intermediul Poștei Moldova. Mulțumesc! Invit în continuare la tribună pe Denis Roșca, prim vicepreședintele Partidului Acasă Construim Europa. Stimată presă, mulțumim pentru că ați venit. Ce se întâmplă în Republica Moldova este ieșit din comun. Legea lucrează regional și doar la comandă politică. Ieri în Chișinău, cu toți am văzut unde o persoană a atacat direct, aplicând violența fizică, trei persoane. A fost stropiți trei persoane cu gaze lacrimogene în ochi. A bătut cu buzduganul în altă persoană, a tulburat liniștea publică. În aceste condiții, cu toate aceste lucruri, făptașul a fost luat simbolic la evidență în registrul 2, care nu este atât de important. Însă, avem în schimb, în altă regiune, la comandă politică, deschis dosar penal pe Tudor Balan. Statul dă foarte bine de înțeles că se lucrează doar la nivel politic. Astfel de lucruri nu sunt admisibile. Astfel de lucruri nu este normal într-o țară care pretinde că are un parcurs european. Cerem eliberarea lui Tudor Balan, deoarece este un dosar la comandă politică. Cazuri mult mai grave sunt trecute cu vederea, însă cele la comandă politică se execută. Mulțumesc! În continuare, invit la tribună pe fondatorul Pace, președintele Partidului Acasă Construim Europa, Gheorghe Cafcaliuc. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum probabil ați înțeles, Partidul Politic Pace a declarat război funcționarilor corupți. Și acest război continuă și va continua atâta timp până ce nu vom stârpi corupția de toate nivelurile Republica Moldova. Nu pe Facebook, nu în declarații la emisiuni televizate, așa cum fac unii politicieni, dar concret, cu date și persoane documentate în acțiunile ilegale pe care le-au comis, așa cum facem noi. Aici aveți demersurile în privința câtorva zeci de funcționari corupți, a cărui fenomen cu metru și nănașul Republica Moldova, cu părere de rău, a luat amploare. Celor care abuzul, interesul personal, material, contează mai mult decât legile statului, decât medicii noștri, decât profesorii și bătrânii noștri. Vreau să spun că vom lupta până la capăt și de fiecare dată când vom avea astfel de informații, vom veni cu dezvăluiri, cu materiale probate și vom trimite organelor de drept și vom vedea cum acestea își vor îndeplini obligațiunile de serviciu. De fapt, asta este treaba lor, dar noi încercăm să-i ajutăm atunci când vedem că ei nu au capacitatea sau nu au dorință să lucreze atunci când nu au o comandă politică de la cineva, așa cum se întâmplă în raport cu Partidul Politic Pace. Totodată, țin să menționez că noi condamnăm dublele standarde pe care le aplică procuratura în parte cu membrii Partidului Politic Pace, așa cum s-a întâmplat cazul din Sângerei, unde a avut loc un protest. Și în comparație cu cazul din Chișinău, unde au avut loc violențe fizice, unde au avut loc aplicarea armelor și spray-urilor direct în ochi la minim trei persoane, unde au avut loc turburarea liniștii și ordinii publice, unde au avut loc folosirea unei arme albe, nu s-a întâmplat nimic decât înregistrarea acestui material pe registrul 2. De fapt,
Asta trebuia să se întâmple în Sângerei. Dar e altfel când procuratura lucrează la comandă. Noi condamnăm dublele standarde și acest caz elocvent care a avut loc ieri în Chișinău, comparându-l cu cel din Sângerei, ne arată că justiția din Republica Moldova lucrează la comandă. Și în special pentru a presa și a băga la pușcărie, a descuraja membrii Partidului Politic Pace. Sesizăm pe această cale toate organismele internaționale pentru drepturile fundamentale ale omului. Sesizăm Avocatul Poporului și toate instituțiile diplomatice acreditate la Chișinău să ia act de aceste două cazuri, să compare cum a fost tratat un caz sau altul. Într-un caz avem un deținut politic care este Tudor Balan și deja două sau trei persoane care sunt bănuite. În cazul de la Chișinău, în inima capitalei, unde a fost violent, aplicate arme recunoscute, nu s-a întâmplat nimic. Deci, avem tendențios o cauză penală politică pornită la comandă, care are menirea să intimideze Partidul Politic Pace. Vreau să reiterez că noi, echipa Partidului Pace, vom continua prin toate metodele legale atragerea la răspundere a funcționarilor corupți de diferite niveluri și indiferent de funcția pe care o au în raion, în guvern, în parlament sau în președinție. Cerem eliberarea imediată a deținutului politic Tudor Balan, clasarea cauzei penale pornite la comandă și tratarea în drepturi egale a tuturor persoanelor, așa cum s-a tratat și în cazul din Chișinău. Fac un apel către membrii și simpatizanții Partidului Politic Pace, către cetățenii Republicii Moldova. Cer să nu repetați acțiunea de protest care a avut loc la Sângerei și nici acțiunile violente pe care au avut loc la Chișinău. Este important atunci când aveți informații despre un funcționar corupt sau fenomenul cumătul Republica Moldova, să ne trimiteți nouă această informație. Și vă rog să faceți cu încredere acest lucru pe Gmail-ul Partidul Politic Pace, Partidul Acasă, partidulpace@gmail.com. Le mulțumesc pe această cale tuturor care au avut încredere și au încredere în noi și ne furnizează informații de interes public pe care noi le aducem la cunoștința dumneavoastră și cu care vom lupta pentru drepturile și libertățile fundamentale ale dumneavoastră. Haideți împreună să stârpim corupția din Republica Moldova, haideți împreună, unindu-ne eforturile, să construim acasă Europa. Vă mulțumesc!